O aluniță pe piele este cunoscută și sub numele de nev sau semn de frumusețe. Este foarte frecvent să ai alunițe și majoritatea sunt inofensive. Nu sunt contagioase și nu ar trebui să te doară, să te mănânce sau să sângereze. Pielea este cel mai mare organ din corpul tău. Alunițele cutanate sunt umflături pe piele care variază în culoare de la tonul natural al pielii tale până la maro sau negru. Alunițele pot apărea oriunde pe piele sau pe membranele mucoase, singure sau în grupuri. Cele mai multe alunițe ale pielii apar în copilăria timpurie și în primii 20 de ani de viață. Este normal ca o persoană să aibă între 10 și 40 de alunițe până la vârsta adultă. Ciclul de viață al unei alunițe medie este de aproximativ 50 de ani. Pe măsură ce anii trec, alunițele se schimbă de obicei încet, devenind mai ridicate și mai deschise la culoare. Adesea, pe aluniță apar fire de păr. Unele alunițe nu se vor schimba niciodată, iar altele vor dispărea încet în timp. Alunițele apar atunci când celulele din piele cresc în grupuri, în loc să fie răspândite în toată pielea. Cele mai multe alunițe sunt formate din celule numite melanocite, care produc pigmentul care dă culoare naturală a pielii tale. În cazuri în care dermatologul stabilește că alunița reprezintă un motiv de îngrijorare, acesta va efectua o biopsie a pielii în cadrul căreia se prelevează o mică monstră din aluniță pentru a fi examinată la microscop. De obicei, un diagnostic poate fi stabilit în mai puțin de o săptămână. Dacă se constată că alunița este canceroasă, aceasta trebuie îndepărtată complet, relatează libertatea.ro.